Bună dimineața! Ne aflăm la a doua ediție a Cupei Fly Fishing Bucovina. E cupa noastră de casă, de interior. Deja am făcut tragerea la sorți. Această a doua ediție o ținem pe râul Țibău, având în vedere faptul că pentru Bistrița Aurie vremea este încă, să spunem așa, timpurie. Ca de obicei, avem un invitat de onoare, fost campion național și membru a echipei naționale, participant la cupe europene și campionate mondiale, pe domnul Moga Luca, și, tot ca de obicei, promovăm un nou tânăr, Vali Rebenciuc Junior, care anul acesta e la prima competiție. Sperăm să facă o figură foarte bună. Concursul de casă Fly Fishing Bucovina, în care avem concurenți de la 70 de ani la 14 ani. După cum vedeți, cei tineri au prioritate, cei mai în vârstă îi arbitrează și îi îndrumă în timpul concursului. De altfel, noi am înființat și școala de vară, în care luăm copiii, luăm tineri și îi învățăm să pescuiască, să prețuiască peștele, să înțeleagă că peștele este un partener și nu ceva de mâncat. Rebenciuc Vali, am 14 ani și acum sunt la primul meu concurs. Am prins 2 pești și am scăpat unul de lângă mine și, na, sper să mai prind. Acum apa e cam mare, dar e ok. Prima manșă a concursului Fly Bucovina s-a încheiat. Truditorii deja mănâncă. Se află în tabăra ad hoc și își împărtășesc amintirile și ciurtucul de pâine. Mă bucur să fiu prezent la concursul ăsta, un pic mai bine organizat decât campionatul mondial din Slovacia din 2017. E un cadru natural excepțional, am prins pești, într-un cuvânt mă bucur că sunt aici. Bună ziua, suntem înaintea ultimei manșe a Cupei Bucovina Fly Fishing, ediția 2021, manșa a patra. Săbile s-au ascuțit,
E manșa care decide campionul, campionii, podiumul. Despre apă pot să spun că s-a mai curățit, e mai în regulă. Peștii trebuie căutați, este un pescuit foarte tehnic. La această ediție, care este organizată de către Fly Fishing Bucovina, de către domnul președinte Bedrule Ioan, am venit cu juniorii mei, Sergiu Dumitru și Valeriu Constantin. Sergiu Dumitru a participat și anul trecut și a avut rezultate deosebite, chiar s-a clasat pe locul 2, iar Valeriu Constantin este debutant la primul concurs și este încă în cărți. Sperăm să fie măcar în primii 10, dânsul asta își dorește. Competiția în sine cuprinde și o latură practică, productivă, adică e și o etapă a proiectului nostru Ape Curate în Bucovina. În ce constă asta? Fiecare arbitru sau pescar la rândul lui colectează toate deșeurile găsite pe albia apei și pe marginile acesteia. E o acțiune frumoasă pe care o continuăm de anul trecut și acum sperăm să se dezvolte și la alte asociații.